Crimă ca în filmele de groază în Călăraș. Doi bătrâni de 80 de ani și fiica lor de 58 de ani au fost înjunghiați în propria casă. Alarma a fost dată de un vecin. Bărbatului i s-a părut suspectă liniștea din gospodărie și a mers să vadă ce se întâmplă. În casă a descoperit întreaga familie fără suflare. Omul a anunțat imediat autoritățile. S-a făcut un cerc de 3 suspecți minori. Din acest cerc face parte și un minor care fusese în plasament la familia decedată. Principalul suspect avea o relație bună cu victimele, dar în timp a început să fure bani și obiecte din casă. Anchetatorii bănuiesc că și de această dată băiatul ar fi încercat să-i jefuiască pe cei care l-au ținut în plasament. Membrii familiei ar fi încercat să riposteze, dar băiatul și alți doi adolescenți i-ar fi ucis cu sânge rece. În plus, după ce ar fi comis tripla crimă, tinerii ar fi furat și mașina victimelor. Suspecții au fost reținuți de poliție. Surse judiciare spun că cei trei adolescenți se aflau de ceva timp în grija statului, la centrul de plasament Petrișorul din județul Călăraș. Mai mult, minorii ar fi consumatori de etnobotanice.